primul rând, vreau să salut pe toți participanții ediției a treia. După cum știți fiecare că ați fost la prima și la a doua, suntem la a treia. Și asta datorită primăriei, a domnului Bognar, care ne-a ajutat să avem această întâlnire, chiar dacă nu facem noi cele mai mari lucrări, opere de artă aici, pentru că nu se poate, de ce, e cald, de multă lume, dar totuși, măcar ne întâlnim, mai vorbim, mai discutăm, mai ne povestim, măcar unde am fost. Și prea mult să nu vorbim, că probabil vreți să lucrați, așa că domnul viceprimar poate ne spune așa un cuvânt de deschidere, tocmai ca să margăm evenimentul, ca să fie mai plăcut și să fie chiar un eveniment oficial. Aș dori în primul rând să vă mulțumesc pentru inițiativa cu care Fundația Tocaci, toți care sunt prezenți și din partea Cineacru Andreescu, sunteți deja la a treia ediție, putem să spunem că se creează o tradiție. Cred că la a treia ediție deja putem spune că este deja un eveniment tradițional în municipiu și aduceți o culoare în plus în zilele Radului prin atelierul de creație deja alături de noi, prin care cetățenii pot urmări actul de creație. Este un lucru bun și mai ales aici pe bulevard, așa în parteneriat, cred că am realizat și anul acesta un lucru agreat de arădeni. Am văzut că foarte multe lume se opește și anul trecut și eu vă doresc ca și anul acesta să aveți succes, să aveți o inspirație plăcută și astăzi. Și bineînțeles, cred că cel mai important lucru, ca prin frumos să încercăm să aducem atenția oamenilor, chiar dacă este o perioadă mai dificilă din punct de vedere financiar, dar să avem timp și pentru spiritualitate, să, cum am mai spus și altă dată, ca această criză economică să nu creeze sau să nu ajungă să creeze și o criză spirituală. Așa, ok. Să ne ziceți când să zâmbiți.